Abbiamo avuto un accidente con pistol. Prima impresa che avevamo avuto quando abbiamo mutato in oglinda, abbiamo detto che peste asta nu mai trec. Digi Life și-a propus printr-o serie de documentare să arate progresele medicinii românești și pe medicii care se află în spatele acestor reușite. După câteva episoade dedicate inimii și pielii, urmează să fie prezentat un film despre intervențiile maxilofaciale. Momente emoționante, există cele trei personaje cărora domnul doctor Slăvescu le-a schimbat și fizionomia și viața în mai bine. Majoritatea cazurilor au fost refuzate de alți medici. Vedem și operații. Documentarul a fost lansat la cea de-a doua ediție a Convenției Române a Spitalelor, care a reunit peste 300 de directori medicali, dar și șefi de secție din unitățile publice sau private. Este un amplu schimb internațional de bune practici a medicilor români și a medicilor invitați din străinătate, a managerilor din străinătate din România și a celor care vin din alte țări. Acesta e unul dintre obiectivele principale ale evenimentului, de a asigura și de a propune acest cadru de schimb profesional. Adresarea către pacient trebuie să se facă în acest spirit, în spiritul umanismului profesiei medicale, în totul pacientului, în înțelegerea nu numai a bolii acelui, ci și a perspectivei bolii sale și a modului în care se va reintegra social până la sfârșit când se va vindeca. Documentarul atinge și subiectul tehnologiilor de ultimă oră. Și ne propunem să oferim soluții relevante din punct de vedere tehnologic pentru fiecare dintre etapele îngrijirii sănătății. Supunem atenției soluții din domeniul ultrasonografiei, destinate diagnosticului, computerului tomograf și, nu în ultimul rând, soluții de integrare a datelor care permit medicilor un acces rapid la diagnostic. Documentarele vor putea fi urmărite sâmbătă și duminică de la ora 21 pe DigiLife.